Plecarea subită în lumea celor drepți a artistului Iurie Sadovnic a bulversat pe cei care l-au cunoscut și care i-au îndrăgit creația. Colegii de breaslă afirmă că ne-am ales cu o pierdere mare pentru istoria și cultura poporului moldovenesc. Compozitorul Eugen Doga își amintește de o discuție recentă pe care a avut-o cu regretatul Iurie Sadovnic. Maestrul i-a propus o colaborare, însă acesta a refuzat-o pe motiv că ar avea probleme de sănătate. Un om care a lansat atâtea lucruri cu care aducea bucurie și vor aduce în primările lui bucurie mari. Cred că climatul ăsta e pe psihologii care l-a impus pe el să se uite să-și sfârșească zilele. A vrut să încerc și la orașul meu să cânte. Nu știu ce boală avea, dar el se simțea prost. El nu spunea ce are. Iar Corneliu Botgros afirmă că vestea despre moartea lui Iurie Sadovnic a venit pe neprins de veste pentru întreaga lume. Este pierdere imensă pentru cultura noastră moldovenească, indiferent de motivele pe care le-a avut ca să se întâmple ce s-a întâmplat, el va rămâne în memoria noastră ca un mare, mare artist al neamului. Vreo 10 ani numele lui Sadovnic nu prea s-a auzit în scenele noastre din Moldova. Probabil că și din acest motiv, că un artist fără scenă nu prea se descurcă, nu poate trăi în viață. Regizoarea Lidia Panfil a discutat acum câteva zile cu regretatul artist. Ea susține că interpretul era slăbit și i-a spus că nu se simte foarte bine. Vorbim despre un concert care urmează să se întâmple, dedicat zilei lucrătorului medical. L-am rugat să gânde cât trăim pe acest pământ și mi-a spus că nu se simte foarte bine. Lidia Panfil și Iurie Sadovnic s-au cunoscut încă de pe băncile facultății. El a fost omul care era foarte adunat, foarte calculat, nemai grăind. Este un om, să vorbim la trecut. Era un om foarte profund și puțin probabil că s-a întâmplat ceva într-o clipă. Și interpretul Gheorghe Țopa își amintește cu nostalgie de cel care l-a ghidat în cariera sa muzicală. Ultima dată ne-am văzut la un revelion, probabil 3 ani în urmă, în loc fotografii, ca niciodată. Regret, pentru că atât îi suna vocea, cânta și până astăzi cânta frumos și vocea, un tembru deosebit, o manieră care e neripetabilă, adică nu știu dacă avem noi folchiști este așa puternici, cum cânt el și cum pune suflet. Multe mesaje continuă să fie adresate familiei prin intermediul rețelelor de socializare. Nu au ezitat să-și exprime condolianțele și băieții din Brio Sonores, care împreună cu Iurie Sadovnic au urcat pe scenă la ultimele concerte dinainte de pandemie. Precum și Nelu Ciobanu, dar și Zdob și Zdup, Corina Țepeș, Maria Stoianov, dar și mulți alții.